E foarte tare să vedeți din față numele. Dar sunt oameni până la capătul fântânilor, ceea ce înseamnă că avem de adevărat la un party pe măsura unui oraș ca București. București, 5-5-6 înseamnă petrecere. Și petrecerea avea început, domnul de la Holograf, cu ceva momente aici pe scenă. Domnul de la Phoenix așteaptă și ei să intre, chiar dacă se trăiți din Mișoara, reprezintă acasă București, în cele centrale, reprezintă o a doua acasă. Ne întâlnim în ceva momente cu domnul de la Proconsul, au lucruri interesante de spus, de făcut și de anunțat. Ștefan Bănică vine și el, Andra, pe final de seară și un foc de artificii, așa cum Bucureștiul, scris mare și luminat, merită, nu-i așa, cel puțin, o dată pe an. Capitala renaște, capitala renaște cu fiecare dintre voi, cu fiecare om care își iubește orașul, orașul întoarce iubirea de 10 ori. Suntem mulți, uneori aglomerat, uneori claxonăm, dar să știți că lucrul ăsta nu face din București un oraș mai puțin interesant decât Parisul. Micul Paris, că uite, suntem la doi pași de Lipscani, își spune singur la mulți ani astăzi cu noi doi echipe de anfitrion. Ok, București, este timpul să mergem mai departe! Mâna stângă sus! Mâna dreaptă sus! Încercați să țineți și stânga și dreapta sus, să-i chemăm în scenă ca pe adevărați artiști ce sunt. Stânga și dreapta se apropie în chip de aplauze încet, după cum vă arată Dani. Dani, ajută-ne cu totul mare! Mai facem o dată, da? Stânga și dreapta sus, stânga și dreapta sus, da? Sunteți pregătiți? Vali ne-a ajuns cu tobă mare! Începe cu încet! Și din ce în ce mai tare! Și mai tare! Și mai tare! Și mai tare! Și mai tare! București! Primește-i cu palme! Pe domnul de la Proconsul!